Săptămâna aceasta la Vaticano, aflați inițiativele Spitalului Bambino Gesù, care oferă îngrijire ultramodernă copiilor din întreaga lume. Descoperiți noua ediție a Nopților Romane, la răscrucea dintre artă și evangelizare, și urmăriți partea a patra a seriei care explorează muzeele vaticane. Vaticano începe! Papa Francis a pronunțat din nou în favoarea ocrotirii vieții și a săracilor. Deși nu a putut să se deplaseze la conferința din Dubai din motive de sănătate, secretarul de stat al Vaticanului a citit mesajul său în Emiratele Arabe Unite. Distrugerea mediului înconjurător este o jignire adusă lui Dumnezeu, un păcat nu doar personal, ci și structural, care pune în pericol toți oamenii, în special pe cei mai vulnerabili dintre noi, și amenință să declanșeze un conflict între generații. Papa Francisc și-a anulat călătoria cu câteva zile înainte de summit, la cererea medicilor săi, din cauza infecției gripale care i-a provocat dificultăți respiratorii și bronchită acută. În 30 noiembrie, Papa a avertizat pe rețelele de socializare strategii conferinței să se axeze mai puțin pe interesele de afaceri și mai mult pe binele comun și viitorul copiilor. În discursul său citit de cardinalul Parolin, suveranul pontif a condamnat afirmația comună a unor oameni de știință, potrivit căreia săracii și rata ridicată a natalității din unele țări sunt cauza crizei climatice. În această privință sunt eclatante încercările de a arunca vina asupra săracilor și a natalității crescute. Nu este vina celor săraci. Ei sunt adevăratele victime a ceea ce se întâmplă. Nașterile nu constituie o problemă, ci o resursă. Ele nu se opun vieții, ci dau viață. În timp ce unele modele ideologice și utilitariste, impuse acum familiilor și popoarelor, constituie adevărate forme de colonizare. Summitul anual ONU privind schimbările climatice are loc din 1995. Una dintre principalele realizări a fost ratificarea acordului de la Paris din 2015. Carlo Acutis își manifesta caritatea nascuns, se afla printre săracii străzii, printre cerșetori și visa la un viitor mai bun pentru cei marginalizați de societate. Cred că aceasta îi caracterizează pe sfinți. Ei nu se gândesc doar la ziua de azi, ci și la un viitor mai bun. Pontificatul Papei Francisc este centrat pe fraternitatea umană. Ca urmare, dieceza de Assisi a instituit premiul internațional Francisc de Assisi și Carlo Acutis pentru o economie a fraternității. Inițiativa actuală își propune să inspire persoanele cu resurse economice reduse, în special tinerii sub 35 de ani, ca să se reunească și să prezinte câte un proiect ce răspunde nevoilor celor mai defavorizați din mijlocul lor. Profitul înseamnă să te ocupi doar de tine însuți. Evident, e nevoie de profit în lume, dar problema este ce facem cu el. Avem un premiu care le oferă oamenilor posibilitatea de a crea o nouă mentalitate prin care ajutăm un grup de oameni adesea luați de pe străzi, handicapați sau care suferă de boli.
Premiul de 50.000 de euro a fost acordat ultima oară unui proiect din Ciad, una dintre cele mai sărace națiuni din lume. Proiectul Bethlehem, Casa Pâinii, permite acum ca 12 tineri nevoiași să lucreze împreună, alături de surorile franciscane locale, pentru a construi un laborator de fabricare a pâinii. Proiectul a luat naștere urmând visul acestor copii, care, deși merg la școală, nu au o pregătire suficientă, sau chiar dacă obțin o diplomă, nu au posibilitatea unui viitor. Am constatat că în acel loc producția de pâine putea fi o resursă, iar ideea a venit în primul rând de la ei. Încă o dată, mesajul Sfântului Francisc și al fericitului Carlo Acutis se îmbină cu inițiativa Sfântului Părinte, care prin economia lui Francisc a invitat tinerii economiști și antreprenori să reînnoiască domeniul lor, dându-i suflet. Bine ați venit la rubrica de actualități săptămânală despre activitățile Papei Francisc și ale Vaticanului. Papa Francisc a transmis condoleanțe familiei lui Indy Gregory, copilașul britanic în vârstă de 8 luni, care a murit în noiembrie. Sfântul Părinte a fost întristat de pierderea acestui prețios copil al lui Dumnezeu. Cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, Papa a trimis un mesaj Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului, în care își exprimă afecțiunea fraternă și reflectă asupra legăturilor profunde de credință, speranță și iubire dintre cele două biserici. Sfântul Părinte trimite în fiecare an un mesaj urmașului Sfântului Andrei, primul între egali din Biserica Ortodoxă Răsăriteană. Papa Francisc și-a prezentat condoleanțele după atentatul în care cel puțin 4 persoane au fost ucise și 54 rănite la o slujbă catolică din Filipine. Atacul a avut loc în orașul Marawi, în campusul Universității de Stat Mindanao. Academia Pontificală de Științe a invitat cercetători din domeniul mecanicii cuantice la un atelier de lucru de 3 zile în Vatican pentru valorificarea inovațiilor tehnologice în beneficiul tuturor, nu doar al națiunilor dezvoltate. Inițiativa de rugăciune a Papei Francisc pentru luna decembrie este destinată persoanelor cu dizabilități. El a îndemnat instituțiile civile să sprijine proiectele acestora prin accesul la educație și la locuri de muncă în care să-și exprime creativitatea. Papa a încurajat la schimbarea mentalității prin deschidere față de capacitățile și talentele acestor persoane. Vă mulțumim că ați urmărit această rubrică de actualități. Peste câteva clipe, revenim cu Vaticanul. Perioada Crăciunului este de obicei un moment de bucurie, de sărbătoare și comuniune. Din păcate, nu toate familiile pot sărbători împreună. La Spitalul de Pediatrie Bambino Gesù din Roma, sute de copii și familiile lor trec poate prin cea mai grea perioadă a vieții lor. Totuși, în mijlocul atâtor suferințe, Spitalul Papei reprezintă și un far de speranță pentru ei. Azi dimineață, intrând în spital, în lift, am văzut un tată cu copilul său pe o targă. Tatăl mi-a spus că tocmai fusese făcut un transplant, iar în ochii lui am văzut speranța. Tocmai această speranță este oferită zilnic în Spitalul Bambino Gesù, fiecărui pacient și fiecărei familii.
A insufla speranță micilor pacienți este ceea ce directorul spitalului, Tiziano Onesti, definește drept cea mai importantă misiune a instituției, îndeosebi în perioada Crăciunului. El îndeamnă personalul să-i sprijine pe copii în această perioadă dificilă din viața lor. În timpul Crăciunului, încercăm să-i trimitem pe copii acasă, dar mulți, din păcate, trebuie să rămână aici. De aceea îi ajutăm să ducă o viață cât mai aproape de normalitate. De exemplu, suntem acum într-un spațiu de joacă în care copiii pot să se dezvolte și să-și păstreze speranța. Înființat în anul 1869 de către ducesa romană Arabella Salviati, Spitalul Bambino Gesù, Pruncul Iisus, este unul dintre cele mai vechi și renumite spitale de copii din lume. În 1924, familia Salviati a donat instituția Sfântului Scaun, de aceea a devenit Spitalul Papei. Familia Salviati a sugerat ca spitalul să poarte numele Pruncului Iisus, care îl întruchipează pe fiecare copil și arată grija spitalului față de cei mici, vulnerabili și lipsiți de apărare, precum și față de familiile lor. Acesta este spiritul care ne animă în îndeplinirea misiunii spitalului. De-a lungul pontificatului său, Papa Francisc a vizitat deseori spitalul. Dialogul cu copiii și familiile lor arată semnificația acestei instituții pentru el. Papa a subliniat frecvent că Spitalul Bambino Gesù este unic nu doar ca fiind afiliat Sfântului Scaun și situat în apropierea Vaticanului, ci și pentru că este un loc în care știința contemporană, îngrijirea specializată și ospitalitatea creștină se împletesc în chip minunat. Admir pasiunea și entuziasmul pe care le puneți în îngrijirea și cercetarea dumneavoastră. Vă doresc să nu vă pierdeți niciodată capacitatea de a vedea chipul suferind al unui copil, chiar și într-o singură probă de analiză, și de a auzi plânsetul părinților. Fie ca taina suferinței copiilor să nu înceteze vreodată să vorbească conștiințelor voastre și să continue să vă motiveze angajamentele umane și profesionale. În ultimele decenii, spitalul a devenit cunoscut pentru nivelul său ridicat de specializare în tratamentul copiilor, care provin nu doar din Italia și țările europene învecinate, ci din întreaga lume. Avem multe schimburi umanitare și profesionale cu medici din alte țări, în total din 16 țări mai dezavantajate din punct de vedere economic, cum ar fi cele din Orientul Îndepărtat, precum Cambodgia, sau din Africa, din America de Sud, unde avem mai multe tipuri de colaborări. Pe lângă colaborarea cu spitalele locale și adăposturile de bolnavi din țările sărace, Spitalul Bambino Gesù depune eforturi și pentru a aduce copiii bolnavi la Roma, la cererea unor guverne străine sau a unor organizații neguvernamentale. Am primit mulți copii. Mă gândesc la gemenele siameze din Africa Centrală, care s-au născut fiind lipite la nivelul capului. Am reușit să le separăm și acum ele trăiesc o viață normală, așa cum ar trebui. Tranquille come normalmente deve essere. Așadar, lucrați la un nivel medical foarte înalt, dar oferiți și îngrijire. Am înțeles că gemenele siameze sunt încă în grija dumneavoastră. Noi nu abandonăm niciodată copiii. Și primim nu doar copii, ci și familii. Le adăpostim timp de luni de zile. Deseori sunt cazuri cu adevărat disperate, familii sărace care nu au chiar nimic. Avem grijă ca să poată rămâne aproape de copii, dar ne ocupăm și de bunăstarea lor. Le oferim speranță. Dăruim cu adevărat speranță copiilor și familiilor. Și în perioada Crăciunului, spitalul este foarte bine dotat cu personal. Ne asigurăm că aceia care trebuie să rămână aici să aibă parte de un Crăciun sfânt, de un moment de intimitate familială, chiar dacă este o perioadă dificilă din viața lor. Pur essendo un momento di difficoltà nella loro vita. Iată, a oferit speranță, aceasta face Spitalul Bambino Gesù, oferindu-le copiilor
dar și familiilor, o ospitalitate deosebită în perioada Crăciunului. Întrebarea este, cum transmitem acest mare mesaj, Marea Revelație? Bineînțeles, avem Scripturile, Sfânta Liturghie, dar încă de timpuriu creștinii au înțeles că și arta poate fi o puternică formă de comunicare. Arta și frumusețea au fost pietrele de temelie ale tradiției catolice. De la începuturile credinței, operele de artă au avut un rol central în evanghelizare. E de ajuns să privim Capela Sixtină sau catedralele gotice, vitraliile, pentru a ne simți atrași de istoria creștină. De-a lungul istoriei catolice, artistul a fost adesea cel mai mare evanghelist. Biroul EW Vatican, dorind să afle cum poate arta să inspire credința și activitatea misionară, a găzduit cea mai recentă ediție a Nopților Romane în interiorul Vaticanului. Bine ați venit! Am onoarea de a vă însoți în această seară pentru a aborda un subiect care ne-a devenit deosebit de apropiat în ultimele luni, comorile artei și ale credinței. De aceea am colaborat și cu muzeele vaticane, care se află nu departe de aici. Pentru a descoperi rolul esențial pe care îl joacă arta în împărtășirea credinței, Liz Lev, istoric de artă american, a organizat vizite și pelerinaje la Vatican și în Roma timp de peste 25 de ani. Frumusețea operei de artă atrage și oferă apoi posibilitatea de a ne spune vrem să aflăm mai mult, pentru a ști ce există dincolo de ea. Există această mare viziune a răscumpărării omenirii, a mântuirii. Reverendul profesor John Hawke, de la Universitatea Pontificală a Sfintei Cruci din Roma, a vorbit despre semnificația spirituală a artei sacre. Intrarea într-o biserică ar trebui să fie pentru oricine, credincios sau necredincios, o experiență transformatoare. Există o frază minunată în cartea lui Henry Adams, Mont Saint-Michel și Chartres, în care spune că suma teologică a Sfântului Toma de Aquino este cea mai mare biserică construită vreodată de om, iar catedralele gotice sunt cea mai bună expresie a acestui lucru. Așadar există Biserica Intelectului și Biserica Arhitectonică, iar când intri în Bazilica Sfântul Petru, intri în catolicism. A fost prezent și regizorul de filme documentare al EWTN, Anthony Johnson, care a împărtășit audienței impactul pe care l-a avut asupra sa în tinerețe vizitarea muzeelor vaticane. Când am intrat prima oară, la 19 ani, am fost uimit de faptul că Vaticanul avea atâtea sculpturi antice. Mi-a stârnit curiozitatea descoperirea că noi, catolicii, am putea colecționa lucruri ce nu fac parte din catolicism. Ceea ce am învățat a fost această prețuire a omenirii, a întregii creații. Pe parcursul serii, marea tradiție catolică a artei și frumuseții a fost deseori invocată. Muzeele Vaticane slujesc drept depozit al comorilor spirituale și artistice menite să fie împărtășite întregii lumi. Iar dintre toate operele de artă, una a fost evocată în mod deosebit. Ceea ce face Capela Sixtină atât de uimitoare, de prețuită, este că, la sfârșitul vizitei muzeelor, descoperi o serie incredibilă de picturi care arată începutul și sfârșitul istoriei omenești. Ea ne introduce pe toți în acest spațiu și atunci ne întrebăm, care este scopul nostru, de ce existăm? Iată, în aceeași încăpere se află Geneza și judecata de apoi. Este cu adevărat cel mai extraordinar spațiu. Și ceea ce îl face atât de minunat e faptul că toate sunt cuprinse într-o singură religie. O singură credință ar fi putut crea acest spațiu. Credința catolică. Credința noastră.
Peste câteva clipe revenim cu Vaticanul. Artă, credință și patronaj. În seara celei de-a treia zi a celebrării aniversării lor, patronii operelor de artă din muzeele vaticane au vizitat Bazilica Santa Maria Maggiore din centrul Romei. Ei au participat la Sfânta Liturghie, reflectând asupra misiunilor și având în față comori de artă și credință. Această bazilică antică consacră imaginea venerată a Salus Populi Romani, probabil cea mai veche imagine a Maicii Domnului din Roma. Îl aflăm în ea pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, care se naște pentru noi, mereu aproape, mereu de nedespărțit. Acesta este mesajul străvechiului locaș de cult. Dumnezeu este cu noi. Venirea Domnului e cea mai frumoasă poveste de dragoste spusă vreodată. Când vedem o operă de artă frumoasă, ne amintim de istoria evanghelică. Astfel și cei care nu au auzit încă povestea minunată a lui Dumnezeu, care ne iubește și a venit la noi, făcându-se om, spre a ne mântui, privim o capodoperă și ne întrebăm, ce înseamnă aceasta? Când vorbim despre restaurările din muzeele vaticane, nu ar trebui să ne gândim doar la opere de artă individuale, cum ar fi un tablou sau o statuie, ci chiar la muzeele în sine, la încăperi, care sunt mari opere de artă. Un bun exemplu în acest sens sunt apartamentele Borgia, unde ne aflăm acum, cu plafoanele frumoase și freșcele restaurate, datorită patronilor operelor de artă din Vatican. În muzee sunt readuse cu adevărat la viață aceste picturi frumoase cu culorile și texturile lor vii. Un alt loc în care freșcele sunt restaurate, încăperile lui Raffaello. În interiorul sălii lui Constantin, după 8 ani de lucrări, s-a ajuns la ultimul perete. Restauratorii pun la punct detaliile finale. De aproape se poate vedea chiar și diferența dintre freșcele vechi și cele noi. În afara celor pentru frește, sunt schele și pentru sculpturi, prea mari pentru a fi duse în laborator. Această statuie din bronza lui Hercule are o înălțime de circa 4 metri. A fost descoperită în 1864 sub curtea unei vile de lângă Campo dei Fiori în Roma. Vechii romani o îngropaseră acolo, conform obiceiurilor lor religioase, deoarece fusese lovită de un fulger. În curtea Bramante, capul colosal de marmură, cunoscut sub numele de Agosto Mattei, a fost descoperit în secolul al XVI-lea, într-o mică podgorie de pe colina Aventino. Restauratorii folosesc un mortar făcut din var, pulbele de marmură și alte materiale naturale. Când primești multe opere de artă, preiei și responsabilitatea de a le purta de grijă. Există și un aspect misionar al artei. Cred că arta evangelizează în diferite moduri, nu neapărat o convertire imediată, ci încet, încet schimbă inimile oamenilor.
but surely evangelizes people and changes people's heart. Ținând cont de acest lucru, chiar și arta păgână ne poate vorbi despre legătura dintre Dumnezeu și om, când este privită în contextul potrivit. Arta păgână este foarte importantă, deoarece ne dezvăluie că omul l-a căutat dintotdeauna pe Dumnezeu. Putem vedea aceste imagini minunate ale zeilor greci și romani, amintindu-ne că există ceva înnăscut în om. Privind aceste colecții antice, oamenii sunt pregătiți să primească marea descoperire, adevărul că Dumnezeu s-a făcut om și a venit pe pământ. Săptămâna viitoare, la Vaticano, va fi ultimul episod despre patronii operelor de artă din muzeele vaticane, în care aceștia vor avea o audiență privată cu Sfântul Părinte.